Este vorba despre școala gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți, școala gimnazială numărul 10 Suceava, școala gimnazială Bogdan Vodă Câmpul Lung Moldovenesc, grădinița cu program prelungit la Piticul Vesel Suceava, școala gimnazială George Voievidca Câmpul Lung Moldovenesc, școala gimnazială Miron Costin Suceava, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpul Lung Moldovenesc, Colegiul Național Petru Rareș Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul Silvic Bucovina Câmpul Lung Moldovenesc, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți și Liceul Teoretic Filadelfia din Suceava. Potrivit Ministerului Educației, această inițiativă vine ca răspuns la nevoia de transformare digitală a educației, catalogul electronic fiind, în contextul programului România Educată, parte din sistemul portofoliului educațional, care permite școlilor să realizeze o mai bună monitorizare a evoluției elevilor pe parcursul școlarizării.